Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem un declutter destul de măricel, pentru că m-am hotărât să renunț la parfumuri din colecția mea și chiar vreau să fac treaba asta mai des, pentru că pe unele le-am purtat, le-am iubit foarte mult, poate gusturile s-au mai schimbat între timp, am descoperit altele care îmi plac mai mult și nu am cum să folosesc atât de multe odată. Ideea e că în tot acest timp eu am descoperit, poate că de fapt sunt sigură că toată chestia asta m-a ajutat să-mi dezvolt mirosul și să cunosc cât mai multe parfumuri, însă nu toate sunt 100% pe placul meu, așa că aș vrea să renunț la unele, poate să mai fac câteva schimburi parfumate, poate să le mai dau oamenilor apropiați, însă am și motive pentru care renunț la ele și o să vă spun la fiecare în parte și motivele. O să încep cu unul luat blind, un parfum de nișă care nu este prea cunoscut la noi. Are ca și note, acesta este, are ca și note bergamot, în mijloc are frezie, în bază are olibanum, laudanum, note lemnoase și fructe. Este un parfum foarte înțepător și destul de puternic. El arată foarte bine așa, are o prezentare minimalistă și frumoasă, dar pot să, nu știu, să îl dau și să-mi iau ceva care îmi place mai mult. Adică nu am de ce să mă chinui cu parfumuri care nu îmi plac, pentru că am altele care îmi plac foarte mult și pe care iubesc să le port și pot să descoper altele pe care mi le doresc în colecție. Da, nici nu l-am mai mirosit de mult pentru că nu mi-a plăcut de la început și cred că v-am mai zis. Posibil să mai fi apărut chiar într-un video, nu este pe placul meu. Aș putea să spun că este cumva pentru mine, este cumva în zona haute couture, în zona aceea, îl duc eu. Cu siguranță ca și miros este diferit, însă le cam pun eu în aceeași, zonă pentru mine și de ce nu-mi place nici acesta, nici haute couture, care, da, l-am și pe haute couture aici, la care aș renunța sincer, l-ați văzut într-un haul, aș renunța pentru că vă spuneam eu și acolo în haul că pe mine nu mă leagă amintiri de parfumul acesta, așa că dacă nu mă leagă amintiri și știu că sunt multe parfumuri vechi care pe unele persoane le duc în trecut, își amintesc de momente frumoase și de persoane dragi, dar pe mine nu mă leagă amintiri de parfumul acesta și nu îmi place cum miroase, mi se pare înțepător, pur și simplu, poate pe pielea mea se dezvoltă așa, dar nu îmi place. Trecem mai departe la Manila Grace, O Fresh, pe care l-ați văzut și pe el într-un haul și vă spuneam că nu persistă. Acesta nu pleacă prea departe, are o sticlă așa foarte frumoasă ca o bijuterie, pleacă către fetița mea pentru că deja i-l-am dat ei și pentru că nu pleacă prea departe o să-l testez și la vară, mi-ați recomandat să-l testez și vara și da, o să-l testez pentru că ea le strânge acolo, își face colecția, dar nu prea se dă cu ele și acesta este un parfum fresh, citric, și se dezvoltă frumos într-o prăjiturică așa, dar nu persistă, mai ales partea aceea prăjituroasă. Mai departe avem aici Ristretto Intens Cafe de la Montal. Parfumul acesta nu pot să zic că îmi place, dar nu pot să zic că îmi displace. Deci este cumva, nu știu ce să zic, și pentru că nu știu ce să zic și pentru că nu-mi spune mai nimic, am încercat. De fapt, l-am purtat, mi-a plăcut mai mult la început când l-am cumpărat, oricum îmi plăceau mai mult genul ăsta de parfumuri atunci când l-am luat, deci nu l-am luat degeaba, dar între timp am început să nu întind mâna după el și să nu mi-aducă bucurie, cum vă spuneam și în clipul acela în care vi l-am arătat și n-are rost să-l țin în colecție, pot să am altul care mă reprezintă mai bine. E multă cafea, mult trandafir, vanilie, caramel, ambră, da, o să plece din colecția mea și el. Alt parfum la care vreau să renunț este Abercrombie & Fitch Authentic. Este un parfum dulce, fructat, un pic fresh, foarte plăcut, foarte luminos și da,
chiar este un parfum frumos, care stă în colecția mea de mult timp și nu prea am întins mâna după el. Și am altele și mai multe parfumuri în zona aceasta care îmi plac mult mai mult și n-are rost să rămână la mine. Îmi place foarte mult cum miroase, dar nu pot să zic că mă nebunește, pentru că altfel nu era într-un clip de Declutter. Mi se pare așa un parfum fructățel de zi cu zi, destul de versatil și nu mai are rost să îl țin în colecția mea. Haideți să vorbim și despre un parfum de nișă care nu își mai găsește locul în colecția mea și cam de la început m-am hotărât eu, așa că mai bine să nu stea prea mult, pentru că, în primul rând, mie parfumurile de la Karner mi se pare că se duc într-o zonă masculină. Mai multe parfumuri. Karner Barcelona. Avem aici o piele. Despre piele este vorba în mare parte, însă este un parfum destul de soft, destul de catifelat, așa să zic, și un pic proaspăt printre toate aceste note lemnoase, piele, avem rășini, dar am ceva în colecția mea, Black Afghano, care îmi place de 1000 de ori mai mult decât parfumul acesta și mi se pare că Cuir de la Karner Barcelona este o mică parte, este mai fresh, acesta este mai proaspăt, este mai pielos, dacă pot să zic așa. Nu pot eu să vă fac acum o descriere foarte complexă la Cuir, desigur că sunt alții care se pricep mai bine. Pentru mine este mai masculin, adică nu îmi place parfumul, îmi place foarte mult Black Afghano și este total diferit de acesta. Vă ziceam eu că mi se pare o mică parte din Black Afghano. Următorul parfum la care vreau să renunț este Ariana Grande Cloud. Am fost înnebunită să-l cumpăr și nu am întins mâna după el atât cât ar fi trebuit. La un moment dat eram între Cloud și God is a Woman, însă God is a Woman îmi place mai mult acum. Parcă nu prea mai îmi place partea aceasta de Baccarat Rouge, nu știu ce să zic, dar cert este faptul că nu își mai are locul în colecția mea. Am testat și parfumul cel nou mai bine, că vin și cu un mic update, știți că l-aveam pe wishlist pe cel nou, care da, are o deschidere mult mai cremoasă și mult mai intensă și mai frumoasă și mai densă, însă partea aceea, când se usucă parfumul, tot nu mă mai atrage, adică nici pe acela nu-l mai vreau în colecție și vreau să renunț și la acesta. Este varianta de 100 de ml, chiar am consumat puțin din el pentru că am mai făcut și decanturi și nu pot să zic că îmi mai spune ceva parfumul acesta. Îmi place foarte mult partea aceasta cu norișor, este mare, chiar mă gândeam să o pictez la un moment dat, dar cred că nu mai apucă nicio pictură. Și încă un parfum, de data aceasta un parfum de vedetă care pleacă din colecția mea, este Rogue by Rihanna. Însă, vreau să vă spun că miroase foarte bine. N-ai zice că este un parfum ieftin, miroase a parfum scump din punctul meu de vedere, miroase foarte bine, însă pentru persoanele care vor ceva mai puternic, mai impunător așa, mi se pare foarte bun parfumul acesta, un parfum de vedetă diferit. Aș vrea să-l încerc și pe cel alb, însă are piele și mi se pare că este o piele care iese destul de bine în evidență. Da, deci, nu știu, este ceva acolo care mi se pare foarte puternic așa și nu este genul meu în primul rând, dar pot să apreciez parfumul și mi se pare un parfum foarte bun. Are ca și note flori de lămâi, ciclamă, piele, prune, trandafir, iasomie, paciuli, vanilie, mosc, note lemnoase și ambră. Chiar mi se pare un parfum bun pentru un parfum de vedetă și vă recomand să-l testați. Din colecția mea va pleca pentru că nu este genul meu, cel puțin acum. Oricum, despre toate, tot ce vă spun este
în acest moment am luat o decizie de moment. Poate că peste un an o să mă atragă unul dintre parfumurile acestea, dar prefer să le cumpăr, nu mai vreau să le țin și să nu le port. Și ultimul parfum care pleacă din colecția mea este această miniatură de pomegranate noir de la Jo Malone. Cred că este singurul parfum de la Jo Malone de până acum care nu-mi place. Și am testat și eu mai multe. Nu-mi place pentru că mi se pare un parfum destul de... Zice că este un parfum fructat, că este cu rodie. Stați să iau o hârtiuță. Dar are o parte fructată combinată cu o parte întunecată. Partea aceasta întunecată nu prea îmi place. Este ceva rășinos așa, puternic, cremos, condimentat. Nici partea aceea fructată nu este prea prietenoasă așa. Aș putea să spun că este o parte fructată întunecată. Tot întunecată și ea. Are multe, multe note, are rodie, rubarbă, prune. Vă gândiți că este așa zemos și fructat și să-ți vină să îl bei, practic, nu, nu este așa. Apoi vine partea aceasta întunecată, cu cuișoare, piper roz, lemn de guaiac, olibanum, opoponax, trandafir iasomie, lăcrămioare și baza ar fi una destul de liniștită în ghilimele, dar cred că partea aceasta de mijloc este cea care acaparează tot acest parfum. Deci, per total, este un parfum care nu este pe placul meu. Mă uitam să văd cu ce mai seamănă, dar nu seamănă cu nimic cunoscut mie. Din păcate, nu. O să plece și el. Are câți mililitri? 9 mililitri. Chiar este aici pentru altcineva care să poată să se bucure de el. Și cam atât despre parfumurile la care vreau eu să renunț. Chiar sunt curioasă dacă cunoașteți dintre acestea și ce părere aveți voi despre ele, dacă ați testat poate din acestea și vă plac sau sunteți de aceeași părere cu mine. Ne auzim în comentarii, pe mine mă găsiți și pe Instagram, pe contul personal și pe contul cu parfumuri. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o zi minunată ca și voi. Pa, pa! Don't leave me high and dry.